Vizita în Republica Moldova a președintului APCE, Ann Brose, a trecut cu anumite contradicții la capitolul ce limbă se vorbește în țara noastră. Oficialul străin a declarat de la tribuna centrală a Parlamentului că în Moldova se vorbește limba moldovenească, chiar dacă în alta curte a declarat constituționalitatea limbii române pe teritoriul Republicii Moldova. Țara voastră are limbă proprie, limba moldovenească, și țara mea are propria limbă, luxemburgheză. Ambele țări fac parte din țările francofone. La declarația oficialului străin, deputații comuniști au rămas entuziasmați. Bucuria opoziției a durat până la intervenția liberal-reformatoare Ana Guțu, care a ținut să explice șefei APCE cum stau lucrurile în Moldova la capitolul limbă. Vreau să apreciez, doamnă președinte, că aici, în Republica Moldova, nu avem limbă moldovenească. Vreau să fac referință la decizia Curții Constituționale. Anul trecut, pe 5 decembrie, Curtea Constituțională din țara noastră a constituționalizat declarația de independență a Republicii Moldova, unde scrie că limba de stat a Republicii Moldova este limba română. Nu există limba moldovenească în familia limbilor latine, din punct de vedere științific. După aceste precizări, președinta APCE a răspuns la întrebările deputaților moldoveni legate de corupție și reforme. Ulterior, Ann Brose a mers în regiunea transnistreană, acolo unde a avut o serie de întrevederi cu așa numită administrație de la Tiraspol.